O să vă arăt astăzi, pas cu pas, cum fac eu strângenele. În liceu și în primii ani de facultate îmi făceam sprâncenele foarte urât. Trasam efectiv o dungă aici pe mijloc, după care desenam conturul și umpleam ce era în interiorul lui. Mi-a luat destul de mult timp să învăț să fac sprâncenele cu trecerea aia frumoasă aici. Nu am găsit tutoriale pe YouTube în care să mi se explice clar, pas cu pas, fără să se dea pe repede înainte filmarea, cum se face treaba asta, așa că am zis să fac eu un tutorial care sper să vă ajute pe cât mai multe dintre voi. Ok, în momentul de față sprâncenele mele sunt vopsite pentru că ele sunt foarte blonde, am zis asta și în primul tutorial de make-up pe care l-am făcut. Nu sunt pensată de un an și jumătate, cred, pentru că aveam o formă destul de subțire a sprâncenelor și am vrut să le las să crească astfel încât să pot să le fac groase pentru că mi-e plac mai groase. Le tund efectiv dând părul în direcția opusă, doar în capăt aici, tund cu forfecuța un pic, tocmai am făcut asta acasă și nu am cum să vă arăt asta, dar ideea este să vedeți cum le fac. Bun. Avem nevoie de o pensulă de tipul ăsta. Este din păr natural și vă recomand să vă luați pensule din păr natural. Găsiți tipul ăsta de pensulă peste tot, așa că e irelevant să vă spun de unde am luat-o pe mea. Al doilea lucru pe care îl folosesc este gelul acesta de la MAC, pe care vi l-am arătat și în tutorialul de make-up trecut pe care l-am făcut. Perfect Brow Cream Gel Pot Deep Brown este nuanța. Eu mi le fac destul de închise, așa că am nevoie de o nuanță închisă. Și mai avem nevoie de un șervețel sau de o bucățică de hârtie igienică sau de orice, astfel încât să putem șterge surplusul de gel care se va acumula pe pensul. Am desfăcut șervețelul, am scos capacul gelului și efectiv cu pensula luăm din gel, după care ștergem surplusul cu șervețelul, mai ales că pensula se și ciufulește un pic cât o băgăm în gel și trebuie să-i dăm forma ei inițială. Ok. Și acum începem, nu de aici, fix de unde încep sprâncenele, ci un pic mai din exterior cumva și facem partea asta. Eu personal iau gel destul de des din recipient și șterg, da, de fiecare dată pensula și redau formă. Ok. Îmi fac aici sprânceana un pic mai dreaptă, pentru că chiar dacă încerc să nu le pensez ca să îi dau forma pe care o vreau, aici nu crește părul în niciun caz. Bun, și după ce am făcut efectiv partea asta, exteriorul sprâncenei, ajungem la degradeul ăsta despre care vă vorbeam și care este practic cel mai dificil, e mult spus dificil, cel mai greuț de făcut, cel mai... Ok, deci, cu pensula ștersă, da, facem o dungă destul de subțire jos și una destul de subțire sus. Dar aia de sus nu o facem din capăt. Asta de jos o facem din capăt, da? Din partea asta interioară a sprâncenei. Bun. Iar cea de sus o facem un pic mai într-o parte. Și acum, nemai luând gel pe pensulă, facem încet de tot o trecere. Din tot sufletul să mă descurc cu ecranul aparatului și să n-am nevoie de oglindă. Ideea este să lucrăm destul de finuț aici, să nu apăsăm foarte tare pe pensulă ca să se facă trecerea și să nu facem în niciun caz o dungă aici, în niciun caz. Deci dungile se fac aici și aici și în rest se lucrează foarte, 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 foarte încet.
nemai punând gel suplimentar pe peste. Și după cum vedeți, sprânceana este vizibil diferită față de cea nefăcută și are o trecere destul de frumoasă. Nu pot să umplu golul ăsta în timp. Nu văd foarte bine în ecran aici. Aveți grijă să n-aveți goluri. Cam asta e ideea. Bun, și acum o facem și pe a doua. Fix la fel. Luăm gel, ștergem și facem întâi partea asta. Mai luăm gel un pic, ștergem. Îl fac aici. Lunga asta mai groasă ca să îi schimb un pic forma, ca la cealaltă. E complicat rău de tot cu ecranul ăsta că nu văd bine. Bun, da? Am ajuns în punctul ăsta. Luăm un pic de gel, ștergem bine și facem dunga de jos din capăt. Dar încet. Și dunga de sus, hai să ne focalizăm. Dunga de sus mai dintr-o parte. După care, cu același gel, ne mai punem încă o dată. Facem încet degradeul ăla. Ok, și umblăm la golurile care mai sunt de umplut pe aici. And that's all. Mai avem un gol mic. Hai să verific și cu oglinda să fiu sigură că e ok. Bun. În principiu sunt ok. Și după cum vedeți, s-a format degradeul ăla de care vă ziceam și sprâncenele sunt gata.